Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Antohe Gina, sunt profesor pentru învățământul primar la școala gimnazială numărul 28 și vom realiza împreună astăzi o lecție de educație civică. În cadrul acesteia vom recapitula tot ceea ce am învățat despre noțiunea de persoană. Ne vom aminti care sunt corpurile cu viață, ce asemănări și deosebire există între om și celelalte viețuitoare, de ce omul este considerat o persoană și care date alcătuiesc identitatea unei persoane. Pentru început, te invit să privești imaginile și să identifici doar corpurile vii. Sunt convinsă că ți-ai amintit. Animalele, plantele și oamenii sunt corpuri vii. Corpurile vii se nasc, trăiesc, se dezvoltă și mor. Ele sunt ființe sau viețuitoare. Avem acum știință ce este o ființă. Ea se naște, crește, viața și o trăiește. Omul, pentru că gândește, comunică și muncește, simte și are voință, nu e doar simplă ființă. Spune dacă ți-amintești pe aceasta. Cum o numești? Sunt sigură că ți-ai amintit. Omul este o persoană. Oamenii sunt persoane fiindcă vorbesc, gândesc, au sentimente, au voință, muncesc, așadar desfășoară acțiuni pe care celelalte viețuitoare nu le pot desfășura. Fiecare persoană este unică. Eu, tu, noi, ceilalți, persoanele toate, avem propria identitate. Nume, prenume se știe, religie, cetățenie. Căci din toate pe planetă, pui de om nu se repetă. Reținem astfel că oamenii sunt persoane. Persoanele sunt unice și au propria lor identitate. Identitatea persoanei este dată de nume, prenume, data nașterii, sexul, codul numeric personal, cetățenia, religia, domiciliul. Toate aceste elemente le regăsim în actele de identitate ale persoanei. Certificatul de naștere este primul act de identitate al unei persoane. Cartea de identitate este deținută de persoanele cu vârsta de peste 14 ani și se legitimează cu aceasta. Pașaportul este un act de identitate necesar persoanelor care se deplasează în altă țară. Recunoașteți în aceste imagini actele de identitate pe care le-am prezentat anterior. Certificatul de naștere, cartea de identitate și pașaportul. Reținem astfel că identitatea este un ansamblu de date prin care se recunoaște o persoană. Certificatul de naștere este un act oficial prin care se confirmă nașterea unei persoane, iar cetățeanul este locuitor al unei țări având drepturi și îndatoriri față de aceasta. Indiferent de limba vorbită, de culoarea pielii, de origine, de starea de sănătate, de preferințe, toți oamenii sunt persoane. Toate persoanele trebuie să se bucure de aceleași drepturi. Suntem diferiți, dar egali. În continuare, te invit să realizezi un cvintet pornind de la cuvântul persoană. Cum realizăm un cvintet? Scriem două însușiri potrivite cuvântului dat. Pe rândul următor, trei acțiuni specifice persoanei, apoi, o propoziție formată din patru cuvinte despre persoană și încheiem cuvintetul cu un cuvânt reprezentativ pentru cel dat. Ca să te ajut, am realizat și eu un cuvintet model pentru tine. Persoană, curajoasă, optimistă, vorbind, citind, iubind. Persoanele au drepturi egale. Unică, fiindcă fiecare persoană este unică. Sper că ai înțeles ceea ce am discutat astăzi și ai reținut că oamenii sunt persoane, persoanele sunt unice, au o identitate proprie, dar au drepturi egale. Sper că lecția ți-a fost de ajutor, îți doresc spor la lucru și să ne revedem cu drag la lecția următoare. La revedere!